Trei marșuri prin care diavolul a fost învins, glorificat să fie Dumnezeu. Și vreau să um, intrăm direct în, în, în subiect. În Biblie există anumite marșuri. Chiar Biblia, așa le și spune. Au mărșăluit, da? Chiar mi-am subliniat aici, în Iosua 6, cu versetul 3, una dintre, una dintre traduceri, spune: Toți oamenii înarmați să mărșăluiască. Da? A mărșălui este verbul de la substantivul marș, da? Ok? A mărșălui. E, și nu ne stă înainte un marș. Foarte, foarte important. Extraordinar de important. Este un marș și eu vreau să vorbesc acum a unei biserici care este duhovnicească și înțelege bătălia spirituală. Știți că după marșul apărătorilor credinței am apărut la un post TV foarte important și acolo era o doamnă. Am spus-o și ieri, o spun și astăzi. Era o doamnă care a zis, da, domnule, au mărșeluit, au mărșeluit, dar ce-au rezolvat? Concret, ce-au rezolvat? Oameni buni, în lumea spirituală în care noi ne luptăm, marșul nostru va avea un mare impact, glorificat să fie Dumnezeu. Haideți să, haide să, să intru direct în subiect, da? Daniel 10 cu 13. Am fost odată la o, școală de predi la o școală biblică în Craiova și am predat la acea școală biblică o săptămână intensiv, un curs despre bătălia spirituală, războiul spiritual. Și era în primul rând o domnișoară care era foarte atentă. Era foarte, foarte atentă. Își nota tot ce spuneam, toate trimiterile, toate ideile de bază, tot, 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 tot nota. Și la sfârșit a venit la mine la sfârșitul săptămânii a venit la mine și îmi spune: "Frate Toni, eu nu știu de unde aveți dumneavoastră informațiile astea, dar să știți că așa predica și bunicul în biserica în care am copilărit." Dar de la bunicu până acum, fata având vreo 25 de ani, pe acolo, în jur de 25 de ani, de la bunicu până acum eu n-am mai auzit subiectele astea fiind abordate. Vă dați seama? N-am mai auzit de la bunicu vorbindu-se despre bătălia spirituală în care biserica ar trebui să fie angrenată. Cât de important este să lupți în lumea spirituală. Și acum și astăzi eu vreau să vă conștientizez că faptul că tu te duci în dreptul casei tale, în dreptul camerei copilului tău, dacă copilul tău e rebel, dacă copilul tău consumă droguri, dacă copilul tău e alcoolic, dacă copilul tău e depresiv, a venit o mămică la mine și îmi spune, frate Toni, îți aduc tricoul copilului meu pentru că este alcoolic, pentru că este drogat și pentru că vrea să se omoare. Îți aduc tricoul meu să-i faci o ungere și să-i dau să-l îmbrace cu ungerea pe el. Am făcut lucrul acesta, dar vreau să spun ceva. nu e suficient, pentru că tu ca mămică, tu ca părinte trebuie să te duci în, în dreptul lui și copilului tău. Când el doarme, acolo camera lui este ca o fortăreața diavolului. Zidurile Ierihonului nu erau niște simple ziduri ale Erionului. nu erau doar cărămidă, ci zidurile Ierihonului erau înconjurate și erau umplute de o putere demonică. O protecție demonică pe care diavolul o pusese în dreptul unei fortărețe. Pentru că, atenție ce vă spun, diavolul știe să-și protejeze domniile și stăpânirile lui. E adevărat, da sau nu? Mă credeți, da sau nu? În momentul în care te duci îndrept mâna, în dreptul unei case de pariuri, păcănele sau ciorfiele, te duci la o casă de uh, pariuri sportive sau un casino și îndrepți mâna și spui numele lui Isus, drag de distrugere, că căpetenie demonică de distrugere a oamenilor. Voi se cătuiți familii de bani, voi se cătuiți oameni de viață, voi împingeți oamenii spre a-și distruge finanțele și în cele din urmă, dragi de sinucidere, pun capăt vieților oamenilor. Și ce vei simți? Vei simți că chiar lupți. Vei simți o împotrivire, vei simți atacuri. Zidurile ierihonului, dacă erau doar niște simple ziduri, Dumnezeu le-ar fi zis evreilor: Făceți-vă niște catapulte din alea gigantice, le-ar fi dat Dumnezeu înțelepciune să-și facă niște bolovan ăia, le-ar fi dat Dumnezeu înțelepciune să facă chiar și praf de pulbere, chiar dacă nu exista în secolul acela. Praful de pulbere a fost descoperit mult mai târziu și a intrat în Europa undeva pe la. 1300 praful de pulbere a fost descoperit de chinezi, da, mult mai devreme de 1300. Deci chinezii ne-au ne dat praful de pulbere. Dumnezeu le ar fi dat înțelepciune să distrugă acele ziduri de piatră, dar nu era doar piatra acolo. Nu era doar piatra acolo și asta îmi spune Biblia. Pentru că v-am dat la Daniel 10 cu 13 și zice aici, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Vorbim aici, în Daniel 10 cu 13 și atenție, nu e Noul Testament. Unde e Daniel în Vechiul Testament. Poate a spune, frate, doamne, asta e învățătură mai nouă. M-a luat unul odată, zice, dar unde în Vechiul Testament uh, ai citit tu vreodată despre exorcizare? Și am zis, băiatul, dar tu nu ai descoperit Evanghelia de plină a lui Dumnezeu? Tu nu ai descoperit revelația de plină? Și în Vechiul Testament, dacă Biblia îmi zice că în Saul au intrat draci, înseamnă că știu să și iasă dacă intră, nu? Ce credeți că în Vechiul Testament doar intrau? Cine crede că în Vechiul Testament doar intrau, dracii? Nu, în Vechiul Testament și ieșeau când omul se sfințea și se curăța și chema în ajutor numele lui Iahve și chema în ajutor numele lui Yeshua Hamashia. Glorificat să fie el în veci. Pentru că la urma urmei Yeshua înseamnă Doamne vin un ajutor. Doamne ajută-mă, Doamne ajută, Doamne salvează. Asta înseamnă. Și evreii știau, știau, și atunci. Și Duhul Sfânt prin Isus Hristos a lucrat și a amplificat la maxim această lucrare de eliberare. Zice îngerul acesta, Gavril, care a venit, mesagerul care a venit la Daniel, pentru că Daniel, atenție, mijlocea pentru poporul lui care era în robie și în exil. Mihail a ajutat. Mihail, zice și iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor. I-a venit în ajutor unui alt înger. Da? Ok? Deci zice această, acest înger, acest mesager, zice doar Mihail mi-a venit în ajutor. Doar el. Continuă cuvântul Domnului, dă-te rog frumos la Daniel 10, versetele 20 și 21, că din nou acest înger mesager preia subiectul și zice, el mi-a zis, și pentru ce am venit la tine, acum mă voi întoarce să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și ce era căpetenia aceasta? Subliniați în Bibliile voastre căpetenie. Ce era? Era rege omenesc? Câți credeți că era un rege omenesc? Mâna sus. Mă bucur că n-a ridicat nimeni mâna. Câți credeți că era o căpetenie demonică, un spirit malefic? Mâna sus! Asta era. Că zice, îngerul, mesager, da? Îngerul care a dus mesajul zice, n-am putut să vin la tine să-ți aduc mesajul profetic de eliberare a poporului evreu, care spune, îngerul i-a spus, după 70 de ani de robie, poporul evreu va fi eliberat de Dumnezeu. Atenție, oameni buni! Știți ce cerem noi? Ce cerem noi prin rugăciune și ce vrem prin marșul ăsta? Ce vrem? Eliberarea cui? Națiunii române. Dacă în Cartea Daniel, capitolul 10, un. Mesagera lui Dumnezeu ne spune că toate căpeteniile, toți dracii din văzduhul, din, peri din, din perimetrul respectiv, i-au stat împotrivă ca să nu poată să aducă un mesaj de eliberare națională. Am o întrebare pentru voi. Oare cine luptă pentru România? Oare cine luptă? Și cu ce luptăm? Credeți că noi luptăm cu domnul Iohannis? Credeți că noi luptăm cu PSD, cu PNL, cu uh, USR și. V voi credeți că luptăm cu uh, nu știu ce partid corupt sau cu Aur sau cu nu știu ce partid care ne-a mințit că ne taie, că taie pensiile speciale și nu le-a tăiat? Vă credeți că noi luptăm de 30 de ani cu oamenii? Nu! Oamenii sunt doar niște marionete. Noi avem de luptat cu altcineva, oameni buni. Daniel! În cartea Daniel, capitolul 10, nu îmi zice că îngerul acesta mesager s-a luptat cu președintele Persiei. Nu îmi zice că s-a luptat cu regele Persiei. El adormea în patul lui și avea grijă să aibă femei, băutură și aur în palatul. Ăla era o marionetă, era o, o păpușă. Păpușarul era altundeva, era în văzduh. Oameni buni, noi ca să eliberăm România, noi trebuie să luptăm în lumea spirituală. Sunteți de acord cu mine, da, sau nu? Asta trebuie să facem. Trebuie să ne punem pe genunchi. Trebuie să intrăm în post. Zice, nimeni nu mai a venit în ajutor. Acum mă voi întoarce să mă lupt împotriva căpeteniei perției. Și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Adică, știți care este sensul? Zice, când, atenție, care este sensul spiritual? Poate că n-ați auzit niciodată. E o revelație nouă. Dumnezeu m-a lămurit și pe mine citind acest verset. Fiți atenți ca îngerul acesta mesager da, să coboare și să străpungă garnizoana căpeteniei demonice de peste Persia, a luptat, a luptat 21 de zile. Mă auziți? Este biblic sau nu ce vă spun? Întrebarea mea, a bătut arhanghelul lui Dumnezeu mesager căpetenia demonică a Persiei? A bătut-o da sau nu? A învins-o da sau nu? Din moment ce a adus mesajul lui Daniel, am vins o Acum problema care este? Că petenia asta, arhanghelul ăsta care a coborât la Daniel, că petenia cerească, i-a dat mesajul de eliberare națională și a zis, Daniele, pentru că te-ai pus să te rogi și să te zmerești, în 70 de ani, o generație aproape, voi elibera poporul evreu din robie. Ai grijă că îl voi elibera și îl voi duce înapoi în, 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 în țara lui. Dar când mă întorc și o iau din nou prin ce? Prin ce? Prin văzduh, fiți atenți! Că petenia perției care și-a luat bătaie, ce a făcut. Cine știe ce a făcut? A, că, a chemat în ajutor că petenia grecilor, ca să se lupte cu arhanghelul ăsta care se întorcea. Înțelege sensul spiritual că zice? Iată că atunci când voi pleca, adică când mă întorc acasă, pentru că această căpetenie demonică a Persiei și-a luat bătaie și a fost umilită, când mă voi întoarce acasă prin văzduh, când voi călători prin văzduh înapoi, căpetenia Persiei care a fost umilită a chemat în ajutor căpetenia Greciei. Oameni buni, vreau să trag un mare semnal de alarmă aici. Avem nevoie de unitate și avem nevoie de întăriri. Avem nevoie să fim așa, pentru că așa sunt dracii, pentru că așa sunt căpeteniile demonice, pentru că așa se ajută căpeteniile demonice între ele. Căpetenia Perției a chemat în ajutor căpetenia Greciei și a zis, a străpuns văzduhul meu un arhanghel care a venit la unul care se roagă într-una și postește într-una, unul Daniel. O, oh, Daniel! Parcă am auzit ceva de Daniel și prin Grecia. Parcă am auzit de un rugăcios Daniel. Parcă am auzit de unul care cheamă la post și la rugăciune și la unitate și la un marș de unitate și o bătălie spirituală. Parcă am auzit de unul. Aș vrea ca acela să fii tu. Aș vrea ca acela care cheamă, care declanșează război în lumea spirituală să fii tu și să fiu eu. Aș vrea să fim noi care suntem cei care cerem străpungerea văzduhului și peste România să se facă grăgăuri în văzduhul românesc, acaparat de draci, să se facă găuri și să coboare îngerii lui Dumnezeu cu ajutor pentru țara asta. Vreți asta? Glorificat să fie Dumnezeu! 21, dă și 21, Andrei să citească frații, dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului. Nimeni nu mă va ajuta împotriva acestora afară de voievodul vostru, Mihail. Știți de ce? Asta e durerea. Daniel 10 cu 21 este durerea unui arhanghel, unui mesager al lui Dumnezeu care se vaită de un popor adormit. Nimeni nu va veni în ajutor. Mă voi lupta tot eu cu Mihail. De data asta împotriva a două căpetenii. M-am luptat cu Mihail împotriva unei căpetenii, căpetenia Persiei și mă lupt împotriva a două căpetenii și împotriva căpeteniei Greciei. Vreți să fiți un popor care luptă în lumea spirituală? Vreți să fiți un popor care străpunge lumea spirituală? Dumnezeu să ne ajute. Acum că am învățat bătălia asta spirituală, Dumnezeu îi spune poporului evreu și dă-te rog frumos în Iosua 6 cu 2 până la 5 și citim din Iosua 6 cu 2. Așa cum v-am spus în introducere, Dumnezeu nu îi spune poporului evreu Fugi pe zidurile erihonului, străpunge zidurile erihonului, începe să tragi cu sfori, cu, cu tot felul de ancore, să tragi de zidurile erihonului că le vei do doborâ. Nu! Pentru că Dumnezeu vede și știe ce se află în lumea spirituală. Poporul evreu a fost chemat să lupte în rugăciune. Și hai să citim. Iosu, așa cu doi. Domnul a zis lui Iosu: Iată că dau în mâinile tale erihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui Ostaș, înconjurați cetatea, voi, toți bărbații de război, dând o col cetății odată, așa să faceți câte zile? Șase zile, adică de șase ori, da? Șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trâmbițe din corn de berbec. Eu v-am zis că numele meu e biblic. Ia uite trâmbițele astea, aia mi-a dat Dumnezeu trâmbița asta. Eu strâmbița din corn de berbec. Da? Șapte preoți să vină și să sune din trâmbița de corn de berbec în ziua șaptea, să înconjurați cetatea de șapte ori. Șase plus șapte înseamnă treișpe. Număr cu ghinion, domnule. Când am depus, la noi, numărul 13 nu număr cu ghinion, să știți, niciun număr nu e cu ghinion. Când m-am dus la poliția rutieră să depun pentru marșul apărătorilor credinței pentru aviz, era un domn înaintea mea și a depus și el pentru la poliția rutieră se depun tot felul de uh, dosare, de exemplu, dacă deschizi, dacă faci un cartier prezidenț, uh, prezidențial. <laughs> un cartier rezidențial, ar fi bine să fie și prezidențial, dacă faci un cartier rezidențial și faci un drum nou, te duci cu dosarul, depui acolo dosarul cu schița pe unde vine drumul ca să ia poliția rutieră în administrare sau la cunoștință cu privire la acel drum. Și a fost unul înaintea mea cu un cartier rezidențiar, eu eram cu marșul. Și zice, o, o, o 13, număr cu ghinion. Era frică, a zis, bă, să nu respingă ăștia dosarul. Eu m-am gândit, deci instant m-am gândit că de 13 ori au înconjurat evreii zidurile Rihonului și au căzut. Eu am zis, la mine e cu binecuvântare. <laughs> la mine e cu binecuvântare. Am zis, la mine nu e cu ghinion, la mine e cu binecuvântare. Și cred din toată inima că numărul ăsta e un număr binecuvântat. Zice, de 13 ori înconjurați, 6 zile odată, da, câteodată, în a șaptea zi de 7 ori. Și zice, când vor suna lung, Ia, uitați, versetul 5, Andrei. Când vor suna cum? Lung. Din ce? Din cornul de berbec. Vă dau coarnele mele. Vă dau coarnele mele numai să suflați. Da? Când veți suna lung din coarnele de berbec, și când veți auzi ce? Sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată ce? mar strigăte! La marșul apărătorilor credinței vom scoate mar strigăte! Amin? Glorifica să fie Dumnezeu! Zice tot poporul să scoată mar strigăte! Imaginați-vă o știre de zeci de mii de oameni! De zeci și zeci și zeci de mii de oameni! Ce zeci de mii de oameni? o sută de mii de oameni! Pentru că numai oastea lui Iuda număra 120 de mii de oameni, de bărbați! Numai oastea lui Iuda! Erau sute de mii de oameni. Imaginați-vă sute de mii de oameni care se plimbau în jurul zidurilor Ierihonului și care în a șaptea zi au înconjurat de șapte ori și deodată au scos un strigăt atât de puternic. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu din cauza strigătului au căzut zidurile, ci din cauza puterii lui Dumnezeu în urma mijlocirii poporului său. Știți ce am învățat de aici? Oameni buni. Au forat în văzduh Câți de ați dat la pește la copcă, mâna sus? Eu n-am dat, eu ridic așa doar să vă întreb pe voi. La copcă, da? Ce faci ca să dai la copcă? Știu. Faci o gaură. Da? Faci o gaură, de obicei, dacă dai, faci gaura mai mare. Unii dau acum sau șmecherii, fac cu burghiu. Există un burghiu și dau o gaură cu un burghiu, nu e mare gaura, dar știu de pe vremuri că cu fierăstrăul, se tăia gheața și se făcea un cerc destul de mare, că în ideea că scoți un pește de la cât, cu ochiul cât pumnul. Vă aduceți aminte. E, știți ce văd în lumea spirituală? Imaginați-vă, vă rog frumos, că ei șapte zile, șapte zile de 13 ori, n-au făcut altceva, de fapt, ținta lor, prin înconjurare, nu era pământul. Deci, dacă n-ar fi sensul spiritual ar, al înconjurării erihonului, gestul ăsta e un gest nebunesc. Sunteți de acord cu mine? Când i-au văzut, că de unii ne critică pe noi, ce înconjurați mă casa poporului, ce ieșiți mă la marș, mă? ce vă primbați mă, bă, voi nu înțelegeți sensul spiritual. Nici nu vă băgați, dar nici nu îi băgați în seamă. Că zice cei duhovnicesc nu pot fi judecați de aia care? Firești. Dar nu mă eu că mă judecă pe mine unul că de ce scot draci. Mă firescule, tu n-ai cum să pricep de ce scot eu draci și cum scot. A ați înțeles? Judecă unii cum intră duhurile și cum sunt scoase duhurile și nu înțeleg și se dau de ceasul morții și nu înțeleg și nu pot pricepe, nu pot pricepe pentru că nu sunt oameni duhovnicești, oricâtă teologie ar avea în ei, oricât de pastor sau preoț ar fi ei. Pentru că spune clar Pavel, apostolul Pavel, cei neduhovnicești, cei firești, nu pot judeca lucrurile duhovnicești. Ei nu pot înțelege. Cum ies la un moment dat unul pe YouTube, tot comentat și zice, la postarea mea în care explicam minunea eliberării unui om și cum au ieșit duhurile dintr-un om și zice omul ăsta, unde vrei să ajungi cu postarea asta? Și eu zic, la Biblie la adevăr. I-am zis, știi că sunt în Biblie? Da, dar o fi vreun Iisus? I-am zis, nu sunt Iisus, dar fac ce mi-a poruncit Iisus. Amin? E diferență. Fac ce mi-a poruncit Iisus. Și atunci o să-i dau versete. Știți cum s-a încheiat discuția? Știți cum s-a încheiat discuția? Tony, îmi cer iertare. Îmi cer iertare. Te-am judecat fără să știu, fără să nu știu. Te-am judecat fără să cunosc. Când a citit câteva versete, omul s-a lăsat luminat în urma câtorva. Nu i-au trebuit mult, câteva versete. Atenție! Să deschidă ochii unde? În lumea spirituală, în lumea duhovnicească. Să zică, oh, încep să văd, oh, încep să mă lămuresc, oh, încep să realizez. Și a devenit duhovnicesc. Și fiind duhovnicesc, n-a mai fost nevoie să judeci, pentru că ai priceput duhovnicește treaba. Din punct de vedere omenește, e o nebunie să înconjuri casa poporului. Numai dacă nu pricep și ești un om firesc, ai zice, bă, uite niște nebuni care în fiecare miercuri înconjură casa poporului. Uite niște nebuni care înainte de Național Arena, unde au venit 20.000 de oameni și cred că la anul vor fi alte zeci de mii, amin? Mult mai mulți decât anul acesta. Niște nebuni au înconjurat Național Arena. De șapte ori am înconjurat-o în ultima zi. De șapte ori exact ca, vă aduceți aminte, da? De ni se făcuse gambele pietroi. Dar eram toți cu, 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 cârcei la picioare. Și ce s-a întâmplat în lumea spirituală la Ierihon? Cum se forează în gheață să se facă o gaură ca să ai acces la pește, s-a forat în văzduh cu o flacără de foc a rugăciunii, ca îngerii lui Dumnezeu să coboare, ajutoarele lui Dumnezeu să coboare și, în mod supranatural, zidurile acelea încărcate demonic să cadă la pământ, glorificat să fie Dumnezeu. Tu înțelegi că poți fora în lumea spirituală? Tu înțelegi că în lumea spirituală, prin rugăciune, imaginează-ți asta. Nu mai imaginează-ți un cerc de foc, cum s-a forat în jurul erihonului și cum zidurile ierigonului n-au căzut că le-au tras evreii. Știți asta, nu? Ați citit în Biblie? Zice, a șaptea oară, în a șaptea zi, când au înconjurat a șaptea oară zidurile erihonului și când au început să sufle din corn de berbec și când au început să țipe sute de mii de oameni, zidurile au căzut. N-au căzut din cauza vibrațiilor. Au căzut că Dumnezeu le-a dărâmat. Și e ceva, dacă ne rugăm, vor cădea zidurile și de peste România. Amin? Vreți asta? Vă doriți asta? Ați găsit versetul? Versetul 3? Nu știu cum e în traducerea aceasta. Eu sunt a 6 cu 3, Andrei, te rog frumos. Înconjurați cetatea voi, toți bărbații de război, dând ocol, cetății odată. În traducerea în NTR, noua traducere, în versetul 3 zice așa, vi-l citesc, îl puteți găsi și voi pe, YouTube, pe Google. Toți oamenii înarmați să, nu zice să ocolească, ci zice să mărșăluiască. Este netereu să mărșăluiască în jurul cetății, înconjurând-o o singură dată. Deci versetul acesta conține cuvântul a mărșălui. Trec mai departe. Am înțeles din primul punct că trebuie forat în lumea spirituală. Amin? Sunteți de acord cu mine? Cum v-am explicat și din Daniel, ca o scurtă introducere, că arangelul mesager al lui Dumnezeu, știți ce face? a avut nevoie de ajutor ca să străpungă, să foreze văzduhul. Și a avut nevoie și la întoarcere. Oameni buni, ascultați-mă bine. Mai mult ca sigur, nu s-ar putea, mai mult ca sigur, nevoia cea mai mare de rugăciune va fi după marș. Ascultați-mă bine ce vă zic. Pentru că diavolul odată învins va chema ajutoare. Căpeteniile demonice de peste România, câți credeți că este biblic când vă spun că există o căpetenie demonică peste România? Câți credeți că este biblic? Și de unde știm? Hai să facem o recapitulare. Că acum știți. De unde știm? Din Daniel cât? Zece. Ați văzut că există căpetenii specifice pentru națiuni? Noi, prin marșul acesta, ne vom lupta cu căpetenia demonică de peste România. Nu știu cu cine se are mai bine petenia asta demonică de peste România, dar cu siguranță va chema ajutoare. Eu cred că pe, o să cheme căpetenia demonică a ungurilor. Că dacă românii nu se înțeleg cu ungurii, dracii se înțeleg. Se înțeleg cu căpetenia demonică de peste unguri, de peste bulgari, de peste ucraineni. Acolo e război, ăia sunt ocupați. Să distrugă, să nimicească. Dar e foarte probabil ca căpetenia demonică de peste România să cheme în ajutor căpetenia demonică de peste Ungaria, căpetenia demonică de peste Bulgaria, de peste Serbia, de peste Ucraina chiar. Să zică, veniți că se întâmplă ceva în națiunea aceasta. Veniți că avem nevoie, că am fost dați la o parte ca oamenii ăștia să câștige. Dar oameni buni, e atât de mare presiune pe noi, de -aia e atât de mare presiune, de-aia suntem atât de atacați. Înțelegeți de ce suntem atât de huliți de oameni neduhovnicești care se află în biserici. De-aia, pentru că căpetenia demonică care are influența asupra lor, îi ațâță, îi asmuță și îi pune pe oamenii ăștia să latre împotriva noastră. Dumnezeu să ierte și să le dea pocăință lor și să judece veșnic căpeteniile acestea demonice. Amen. Trec mai departe. La punctul 2, care este în uh, Cronici, hai să vedem în 2 Cronici 20. În 2 Cronici 20 cu versetul 2 3 cu versetele 2 3 și 4. Fiți atenți. Wow, iubesc versetele acestea. Toți ochii pe versetele acestea, vă rog în numele Domnului. Au venit și au dat de știre lui Iosafat, zicând: O mare mulțime ce? Subliniați în Bibliile voastre cuvântul: înaintează împotriva ta de dincolo de mare. Aici mare este mare Moartă. Am fost în zona asta. Uh, și chiar zice aici, din Siria și sunt la Hațațon Tamar, adică Enghedi. Am fost la Hațațon Tamar, la Enghedi și partea aceea, într-adevăr, este învecinată cu Siria și pe acolo Marea este singura mare existentă, este Marea Moartă, da? Veneau dinspre Marea Moartă, atenție, zice, o mare mulțime ce? Înaintează din pustie, Împotriva ta. Oameni buni, noi întotdeauna suntem înștiințați de războaiele spirituale pe care trebuie să le purtăm. Sunteți conștienți de asta? Dumnezeu te înștiințează, vezi că pericolul înaintează împotriva familiei tale, vezi că copilul tău este atacat, vezi că soțul tău este atacat de un duc de curvie la locul de muncă, vezi că soția ta este atacată de un duc de curvie la locul de muncă, vezi că copilul tău la școală este atacat cu un duh obraznic de, de, de consum de droguri, vezi că, vezi că Duhul Sfânt te înștiințează. Și noi ce facem? Eu vă întreb, voi ce faceți, dragii Domnului, când sunteți înștiințați? Ce faceți? Deschideți pe Netflix, deschideți YouTube-ul, deschideți Facebook-ul și stați și dați scroll și vă uitați la seriale și mâncați semințe și faceți alte chestii, că voi aveți treabă, că voi sunteți obosiți, că voi trebuie să vă relaxați. Când înaintează diavolul împotriva ta întotdeauna, dar întotdeauna Duhul Sfânt anunță. E adevărat da, sau nu? E adevărat da, sau nu? Și ce facem când ne anunță? Intrăm în post. Intrăm în rugăciune, intrăm în bătălie. Zice că Iosafat, hai să dăm versetul următor, versetul 3. În spaima sa, oh, oh, nu zice nimeni că nu te pot speria. Frate Tony, am avut o înștiințare că, do că diavolul îți atacă familia. Am avut o înștiințare că diavolul te atacă. Am avut o înștiințare că diavolul urlă împotriva ta. Oh, nu vă zic că nu mă apucă o spaimă. Dar dacă rămân doar la spaimă, diavolul deja a câștigat. Mă auziți dacă rămân doar în spaimă, mi-a dat diavolul spaimă și rămân în spaimă și plâng și mă vait și nu mai vreau pocăință, că ce mă atacă diavolul în truna, că ce are diavolul cu mine, că parcă nu era supărat așa pe mine când nu eram pocăit, nu era supărat pe mine când beam, nu era supărat pe mine când curveam, nu era supărat pe mine când mergeam în cluburi. Acum când vin la biserică, diavolul e supărat în truna pe mine și în truna vine câte un proroc să-mi zică, frate Tony, te atacă diavolul. Păi te atacă normal că ești o amenințare pentru el și că ești un suflet al lui Hristos, ești mântuit și salvat. Nu-i mai bate în cap pe prizonierii lui. Păi îi lasă în droguri, îi lasă în alcool, îi lasă în curvi și în prea curvi, îi lasă acolo și le amplifică, cum spunea uh, uh, Sfântul Ieronim, spunea atât de frumos, tot ce este patimă exacerbată este posesiune drăcească. Sfântul Ieronim, un sfânt ortodox. Mă auziți? Zice, tot ce e amplificat în noi, ca patimă, ca mânie, ca răutate, ca poftă de îmbuibare, e drăcesc. Asta a spus tot ce se amplifică în noi. Una e firea și alta posesiune. Și firea se mânie, dar tot ce e exacerbat e drăcesc. Și firea curvește și are pofte de curvie, dar tot ce este destrăbălat, tot ce este exacerbat este posesiune drăcească și acolo dracii amplifică. Așa este. Mă întorc la, la, la uh, uh, Iosafat, în spaima sa Iosafat și a îndreptat fața să ce? Spune-o, biserică. Sublinează în Biblia ta să caute pe Domnul. Și a venit tu și a vestit un, spuneți, un post pentru cine? Tot, Iuda. Încercuiți în, în Bibliile voastre Tot încercuiți tot. Eu aș vrea să vă văd pe mai mulți că faceți așa în Biblie. Faceți măcar pe telefoane. Încercuiți tot, tot. Poate spunând-o mereu, o să vă văd pe mai mulți cu Biblie la voi. Subliniați ce v-am spus și încercuiți tot. Iosafat a chemat pe Domnul, zice versetul 4, hai să vedem versetul 4. Iuda s-a adunat să ce? Spuneți voi, să cheme pe Domnul și au venit de unde? Din toate cetățile lui Iuda să ce? Este unul dintre versetele pentru marșul apărătorilor credinței 2023, 7 octombrie, 2 cronici 24. România s-a adunat să ce? Să cheme pe Domnul și au venit din toate județele României să caute pe Domnul. Putem să o spunem împreună? Parafrazat? Ok? Credeți că e valabil și pentru România? Cine crede că e valabil și pentru România? Și citim împreună. Hai să, hai să învățăm parafrazarea aceasta. România s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate județele României să caute pe... Oh! Aleluia. De ce oameni buni... De ce oameni buni era nevoie ca Iosafat să, să vestească un post și o adunare națională și de ce era nevoie să vină fizic oameni din toate cetățile? Mai mult, noi am spus, eu am fost, am fost generos. De fapt, nu, iertați-mă, n-am fost generos. N-am fost generos. Că aici cetăți nu înseamnă județe. Ce înseamnă orașe, localități, orașe. Da? Localități chiar. Pentru că dacă ar fi fost județe, cuvântul aici ar fi fost din toate semințiile. Că semințiile erau ca județele României. Adică seminția Dan avea un teritoriu care avea 100 de cetăți. Dau exemplu. Dar Biblia nu spune că au venit. Din seminții, cine spune că au venit din toate localitățile. E adevărat, da sau nu? Deci n-am fost generos. O să, parafraz, o să parafrazăm din nou și spunem așa. România s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate localitățile României să caute pe Domnul. De ce la Ierusalim e întrebarea mea acum? De ce? Pentru că vreau să vă spun un lucru. Capetenia demonică și așează tronul în capitala fiecărei țări. Am spus astăzi la timpul de închinare că cred că unul dintre tronuri e în Cluj, dar vă spun, tronul Îl mare e în București. Cum vă explicați voi și eu vorbesc cu oameni duhovnicești acum, nu vorbesc cu oameni firești. Oamenii firești să ceară să devină duhovnicești. Amin. Cum vă explicați voi că anul acesta, la Marșul Apărătorilor Credinței, ne vedem în piața Guvernului și în piața Parlamentului? Înseamnă o cucerire spirituală. <fie> Înseamnă o cucerire spirituală. Eu nu mă uit la oamenii care nu pricep ce facem noi și ce am fost chemați biblic, biblic să facem. Nu spovești nu sunt uh, basme, cum îmi spunea cineva uh, la o predică despre o eliberare, spunea, astea sunt basme. Am zis, să vezi când te-or lovi basmele astea, cel cauți tu pe făt frumos să te elibereze. <răzări> să te ferească Dumnezeu, să te bată Dumnezeu cu un basm în Să te dea pe mâna satane așa, îl cauți tu pe făt frumos, de unde o fi el, că sunt mulți ăștia care au venit și la Profides. V-am spus când a fost exorcizată o femeie, femeie de prezbiter dintr-o altă biserică, când o elibera Duhul Domnului, striga Dracul din ea. <fie> Știți ce striga, nu? Striga Dracul din ea. Oh, salut, domnul vecinul nostru, aplauze, încurajări pentru vecinul nostru de la Teatrul Lumina. Dumnezeu să-l binecuvinteze. E vecinul nostru. De suferință. <fie> striga Duhul din femeia respectiv în felul următor. A, a judecat lucrarea de eliberare. A hulit lucrarea de eliberare. acul ascultați, nu? Și am zis, trebuie să-l ascultăm și pe el. Trebuie să, ne, să ni se facă milă și de el. Dar ascultați-mă bine, să vă ferească Dumnezeu să-i huliți lucrarea. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Trec mai departe. Deci Iosafat a vestit un post, a vestit rugăciune și care-i termenul? națională. Deci post național, rugăciune națională, adunare națională. O spun încă o dată. Post național, rugăciune națională, adunare națională. Și haideți să vedem. Dăm, te rog frumos, la versetul 13. Un alt verset cu o mare greutate în cuvântul Domnului. Zice așa, și asta o să facem și noi, patru ore, patru ore, o să stăm în picioare. Avem verset pentru așa ceva. Vreți să vedeți versetul? L-ați văzut deja, nu? Tot Iuda, ce? Stătea în picioare unde? În ai... Ce urmează este extrem de important. Cu ce stăteau în picioare oameni buni? Cu pruncii, nevestele și fiilor. Și de ce? Pentru că pruncii mei au nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că nevestele noastre au nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că fiii noștri, adolescenți, vedeți, aici aici zice, cu pruncii, fiind un termen pentru copiii cei mai mici, pe bebelușii pe care îi țineau în brațe sau în cei țineau, cu nevestele și apoi după e un și fiilor, ăia măricei care erau ținta diavolului de nimicire, cum sunt la noi, Ținta diavolului cu droguri, cu alcool, cu curvie, cu vrăjitorie, diavolul vrea să ne distrugă fii, copilașii, băieții și fetele. Haideți la marșul apărătorilor credinței, haideți din toate localitățile României să ne adunăm în pot și în rugăciune în ziua aceea glorioasă, să stăm în picioare înaintea Domnului cu pruncii noștri, amin? Cu nevestele noastre, amin? și cu fiii noștri. Amin? Vreau să vă atrag un semnal de alarmă. Eu nu prea aveam biserică dacă mă bazam doar pe bărbați. Nu prea aveam biserică. Deci vă mărturisesc. Pentru că încă este un absenteism bărbătesc. Și nu doar în biserica asta, în general în societate. Mie mi îmi spune aici că nu femeile au venit ca reprezentante cu pruncii și cu fiii. unde mă, bărbații? Pe Nintendo. Pe Netflix. E meci. Habar n-am cine joacă sâmbătă, dar nu contează. Joacă steaua, joacă dinamo. E meci. unde mă, bărbată, tu? E acasă, doarme. Doamne, trezește bărbații din România, amin? Trezește, Doamne, bărbații din România. Ieri când l-am chemat pe fratele Titus și am avut conferință pentru femei, la femei au fost, slavă Domnului. Când urma conferința bărbaților și urma fratele Titus să vorbească, când m-am uitat peste sală și am văzut 20 de bărbați, zic, am un anunț, rămân și femeile. La conferința bărbaților am băgat și femeile. Face fratele Titus, eu știam că e conferință pentru bărbați. În gândul meu era, păi dacă... Ce vrei, frate, Titus? Dacă voie să vorbești la 20, era o soră, eu m-am rugat să, să, să las și femeile. Zic, bravo, fi bărbată, Zoe, știi? Eu în Luca Caragial. Fii bărbată, Zoe, bravo, frate. Oameni buni, îmi doresc ca la marșul apărătorilor credinței să fie familii. Amen, Familii! Bărbat să-și țină în brațe pruncii ăia de nu poate să stea pe jos, să stea în picioare, să-și țină în brațe pruncii. Atenție, Biblia nu zice, da? Nu ne zice că femeile țineau, da? Să stea în picioare înaintea Domnului, da? Cu pruncii, nevestele și fiile lor. Să stea înaintea Domnului. Țineți-vă pruncii în brațe, nevestele lângă voi și copiii în jurul vostru. Amen? Așa să ne ajute Dumnezeu. Patru ore vom sta în picioare. Patru ore, o oră în piața victoriei, o oră vom mărșălui și două ore cu ajutorul Domnului în piața Constituției. Credeți că putem sacrifica patru ore de stat în picioare? Cine crede asta? Glorie lui Isus Hristos. Vă rog în numele Domnului Isus să nu plecați. La marșul apărătorilor credinței care a fost, am văzut că după câteva cântări în piața Victoriei, atunci ne-am oprit în piața Victoriei și chiar din timpul mesajului, unii au început să plece. Vă rog în numele lui Isus Hristos, veniți pregătiți să sacrificați patru ore. Pregătiți-vă spiritual și mental pentru asta. Și fizic, alergați pe bandă, pe bicicletă, dați ture de, uh, în bucătărie, unde vreți voi, surorile, uh, în timp ce pachetați armale, faceți și, uh, da? Pe loc bateți pasul, așa, antrenați-vă gambele, să fiți pregătiți și să fiți pregătite. Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Și fiți atenți, datorită acestei unități, datorită faptului că Iuda a chemat poporul datorită faptului că poporul a postit, s-a rugat, că au venit reprezentanți din toate localitățile, datorită faptului că au stat în picioare cu pruncii, cu nevestele, cu fiilor, Dumnezeu este înduplecat și fiți atenți ce se întâmplă. Vine versetul 15, Andrei. Iosua, pardon, 2 Cronici 20 cu 15 și zice așa Și Iahaziel a zis, ascultați tot ce? Tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu împărate Iosafat Așa vă vorbește Domnul Nu vă temeți și nu vă înspăimântați din dinaintea acestei mari mulțimi Căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu va lupta pentru voi Glorificați să fie Dumnezeu Întotdeauna postul, rugăciunea, unitatea, jertfirea, Doamne, vin la biserică, stau în picioare, Doamne, mă ridic lângă stâlpul ăla, eu două ore stau cu fratele Toni în picioare. Dați-i pe bărbații ăștia care stau în picioare, Alin se ține de spate. Ce Aline? Nu mai poți? Stau în picioare, Doamne, mă jerfesc, intru cu post, intru cu rugăciune, beau doar apă o săptămână. Cineva foarte drag mie, vorba fratelui Titus, mi-am dat seama cine e cineva foarte drag lui, normal că soția, și foarte drag și accentuat, zice, merge și propovădește pe Domnul în fiecare zi, dă o carte, un nou testament, o Biblie, oamenilor pe stradă și în fiecare zi și-a propus să evangelizeze un om, dăruindu-i cuvântul lui Dumnezeu. Zic și eu, cineva foarte drag mie a postit o săptămână doar cu apă, doar cu apă, o săptămână, o săptămână întreagă. Și mă uitam așa la ea, zic, Doamne, îți mulțumesc că ai pus-o lângă mine. Doamne, îți mulțumesc foarte mult. Îmi spune Toni, după o săptămână de post mă simt revigorată spiritual, simt că rugăciunile mele sunt altfel, simt că puterea mea este alta, simt că autoritatea mea în lumea spirituală este alta, simt că conexiunea lui Dumne cu Dumnezeu este alta. Evident că este alta. Evident că este alta. Întotdeauna postul, rugăciunea, unitatea, sacrificiul și căutarea vocii lui Dumnezeu aduce Mare biruință. Amin? Întotdeauna. Zice, nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Și uitați versetul 16, dați-vă rog frumos. Mâine, îmi place mâine ăsta. O, oh, Doamne, adu mai repede mâinile ăsta de 7 octombrie, amin? Mai e are nerăbdător așa? U! Uh! Zice, mâine, ce să faceți? Subliniați în, în, în Bibliile voastre. Voi dacă nu mă credeți, voi să nu credeți că eu vă zic vouă așa povești, da? Și vă pun să sublineați degeaba. Uitați cum arată Biblia mea la paginile astea, da? Ok? Le-am subliniat, uitați cât am scris pe lângă cum uh, am uh, subliniat cu două culori, da? Trei culori chiar, cu pix albastru, pix roșu și cu, uh, cu evidențiator din ăsta uh, verde foarte aprins. Și zice, mâine, pogorâți-vă unde? Împotriva lor. Ei se vor sui pe deal, pe dealul țiți. Și veți găsi la capătul văi, în fața pustiei, ieruiel, ieșiți-le înainte. Nu-i lăsați să vină până la voi. Asta e mesajul. Ei veneau spre ce? Spre ce veneau? Spre capitală. Veneau spre locul lor de reședință, spre moștenirea lor. Și Dumnezeu le zice, ieșiți-le înainte. Întotdeauna ieși înainte, înaintea diavolului care îți atacă familia, amin? Învață să ieși înainte. Noi stăm până în ultima clipă, noi stăm până când vedem că copilul nostru a luat o doză de droguri. E prea târziu! E greu! Trebuia să lupți înainte. Noi stăm până când copilul nostru vedem că pică în coma alcoolică. Duhul Sfânt te-a înștiințat. Luptă! Ieși înainte! Știu că s-a întâmplat și s-a întâmplat în, mult, în dreptul multora să consume droguri, să consume alcool, să consume tutun, să consume curvie și alte blestemății de păcate. Nu e nici atunci lupta pierdută. Dar e o luptă. E o luptă. Dumnezeu spune aici a poporului evreu ieșiți-le în, în, în înaintare. Întâmpinați pe dușmanii voștri. Surprindeți au început să mărșăluiască. Normal, când un popor de anvergura sirienilor veneau, zice, o mulțime pe care nu o puteai număra, normal era ca cetatea Ierusalimului să fie ce? Închisă și fortificată, să se închidă, să facă provizii și Dumnezeu le zice ceva extraordinar de îndrăzneți, deși erau inferior numeric. Și inferior ca armată, și inferior din toate punctele de vedere erau inferior omenește. Dar Dumnezeu le zice: faceți un gest de aroganță față de diavolul. Nu vă ascundeți în cetate și nu vă închideți. Nu vă închideți în bisericile voastre ca prizonieri. Ieșiți-le în întâmpinare. Ieșiți ca niște râuri pe străzile Bucureștiului. Ieșiți acolo unde diavolul lucrează cu putere. Ieșiți pe bulevardul Victoriei unde diavolul l-a spurcat de atâtea ori. Ieșiți în mijlocul lor. Bulversați-i cu prezența voastră. Zice aici, așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăbirea pe care vă va da Domnul Iuda și Ierusalim. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Ce frumos! S-au aruncat cu fața la pământ. Au început să-i mulțumească Domnului. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și l-au lăudat. Cum? Cum l-au lăudat? Spuneți voi! Cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, ce mi place de Iosafat ăsta, Doamne, fă-mă un Iosafat. Spune-te, rog frumos, Doamne, fă-mă un Iosafat. Doamne, fă-mă un Iosafat. Dăm priceperea spirituală și duhovnicească a lui Iosafat. Amin. Zice, ascultați-mă Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în cine? În Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Și aici îmi place, încredeți-vă în prorocii lui și veți fi izbăviți. Și și-au spus prorocii Domnului că marșul acesta va fi o mare biruință pentru poporul român. Încredeți-vă în prorocii Domnului. Prorocii Domnului au spus că este vremea să ieșim în întâmpinarea dușmanului. Prorocii Domnului au spus că este vremea să ieșim din bisericile noastre. Când Eu când văd un om pe care îl cunosc, un om influent în societate, am cărți de vizită, l-am rugat acum pe Răzvan, mai mi-a făcut vreo 200 de cărți de vizită, am cărți de vizită în telefon, în huța de la telefon sau în, în în portofel și scot cărți de vizită și mă duc la oamenii aceștia și încep să le vorbesc despre Hristos și nu doar la oamenii influenți, dar uh, și la cei unde Duhul sfânt mă pune și mă îndeamnă, vorbește cu omul ăsta despre Dumnezeu, vezi care are inima deschisă începe să-i vorbești și foarte multe ori, de la peco, la magazin, pe stradă uh, oriunde, în parcare, oriunde Dumnezeu îmi pune pe inimă vorbește, deschide gura, încep să vorbesc și că cei drept întâlnim mii de oameni și nu putem de multe ori la mii de oameni, dar Duhul Domnului ne călăuzește. Acum, acum deschide gura, acum spune, acum vorbește. Și când l-am întâlnit pe domnul Luis Lazarus, când m-am dus la el cu cartea de vizită, zice: Știu, știu, vă știu, vă cunosc, v-am văzut pe Național Arena, știu cine sunteți, vă încurajez, faceți o lucrare foarte bună. Este vremea ca poporul român să știe. Că are o știre a lui Dumnezeu care mișcă și luptă și lucrează în mijlocul acestui popor. Amin? Este vremea să se vadă. Și știți, ce? știți care este șocul cel mai mare? Eu vreau să vă spun un lucru. Nu voi, nu voi candida politic. N-am fost chemat la asta. Dumnezeu nu m-a chemat la asta. Știți ce cred ei foarte, foarte mult? Că în fruntea voastră este un om care vrea să candideze politic și își face jocurile și de ce? Pentru că ei nu pot pricepe duhovnicește. Asta este o altă problemă. Ei nu pot înțelege care-i rostul să uite, de exemplu, George Simion, da? George Simion are un scop. El își face o masă de alegători, luptă pentru națiune, într-adevăr, dar el are un scop când face un marș. Bă, vreau să mă votați. Stați în spatele meu, dar mă și votați pe mine, da? Vreau să vă spun un lucru. Eu vă spun, alegeți-L pe Hristos și luptați în lumea spirituală pentru națiunea noastră. Pentru că ei nu vor înțelege. Însp înscrie cineva o femeie dintr-un partid ăsta de... de uh, Mi-a fost greu să-l și citesc, dar înte să-l rețin. Există tot felul de partide înscrise în România. Nu știu ce partidul apelor, ploii, uh, era protecția stejarilor nemâncați de viermi, abar n-am. Era un partid din ăsta... Uh, și uh, zice, lasă că cercetez eu, până în pânzele albe vin după tine, bă băiatule, ca să văd cine te-a ridicat. Am ce o să râd. O, oh, ce mi-aș dori să ajungi la pânzele ale albe care m-au ridicat pe mine, că acolo. O, oh, ce mi-aș dori să ajungi până la Dumnezeul meu care m-a înălțat și m-a ridicat pe mine. Oamenii nu vor pricepe, vor crede că este uh, 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 știi, o, o țeapă de asta știi, în care adunăm o mulțime de oameni și după aceea zicem, opa, vota! -a! Oameni buni, noi știm de ce ne adunăm. Scopul nostru este să luptăm în lumea spirituală. Scopul nostru este să, să producem un cutremur în lumea spirituală care va, atenție, va curăți în lumea fizică. Nu sunt efecte doar în lumea spirituală, ci efectele le vom vedea în lumea fizică. Dacă astăzi vedem rețele, chiar vorbeam, voi n-ați văzut că zilele acestea Dumnezeu a intrat în, por în poliția coruptă din România? Voi ați observat asta? Voi ați observat că în doar o săptămână, în șapte zile, în șapte zile, trei polițiști corupți, drogați și dealeri de droguri au fost desconspirați. Unul în București, unul la Brașov și unul la Calafat. Trei! Unul drogat, din păcate, a omorât o femeie, fost uh, uh, director la crimă organizată, altul, de la Brașov, cu mușchi, șmecher el, care vindea droguri și era dealer de droguri în poliție și a fost dat pe față, desconspirat. Și atenție, vă spun un lucru, Dumnezeu a făcut asta că poporul lui se roagă. Vor fi destructurate de Dumnezeu în urma rugăciunilor noastre, rețele de corupție din toate sistemele naționale. Amin? Chiar și cu cazul de la Caracal, toată corupția asta, toată corupția și cazul de la 2 Mai, cu toată corupția din familia acelui tânăr drogat, toată corupția din poliția care l-a lăsat pe tânărul drogat să, să meargă mai departe, toată corupția din uh, uh, primării, care permit funcționarea unor depozite de gaz fără autorizație ISU. Toate aceste destructurări ale unor rețele criminale sunt cauzate de ceea ce noi facem în lumea spirituală. Cine crede asta? Aici e o biserică care se roagă, glorificat să fie Dumnezeu. În națiunea asta este o biserică care se roagă. Spunea fratele Titus Corlățean ieri, ca politician. Ca senator român, senator, oameni buni, cu nu știu câte mandate în spate, nu știu câte ministere în spate, a fost ministru de externe, a fost omul ăsta un, un politician pur sânge, sunt politician de sezon și sunt politicieni pur sânge. Adică oamenii ăștia rămân 20-30 de ani de zile în lumea politică, că de carieră politiciani. Și spunea omul ăsta seara aici aici în față zice așa, nu vom învinge în lupta cu drogurile, cu corupția, cu preacurvia, cu destrăbălarea, cu toate nenorocirile, dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu și la Scripturi. Dumnezeu și apoi bătălie. Amin? Rugăciune și apoi bătălie. Post și apoi rugăciune. Și apoi bătălie. Unitate și apoi. Și închei oameni buni, erau multe de predicat din textul acesta și vreau să mai citesc doar două versete. Și după aceea trec la punctul 3 și mă apropii de încheiere pentru că trebuie să plec la Cluj și vă rog să mă susțineți în rugăciune. 21 și 22. Apoi, atenție, în Bibliile voastre subliniați în învoire cu poporul. Hai să spunem împreună. În învoire cu poporul. În învoire cu... În învoire cu... Ce înseamnă învoire, în înțelegere, în angajament. Noi nu vom putea face războiul acesta spiritual fără a avea angajamentul cu poporul român și în unitate cu poporul român. Zice, anumit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, îl lăudau pe Domnul și ziceau: Lăudați pe Domnul căci. Andurarea lui ține în veac. În clipa când au început cântările de laudă cum se va întâmpla la marșul apărătorilor credinței, Domnul va pune o pândă împotriva demonilor din România și împotriva celor mai înalte căpetenii din văzduh care vin împotriva României și vor fi bătute. Poți să crezi asta? Dumnezeu să ne ajute. Când a ajuns Iuda, versetul 24, când a, ajuns, când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărea pustia, s-a uitat înspre mulțime și iată că ei erau niște ce? Spuneți voi, vă rog. Trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni, nimeni nu scăpase. În urma adunării noastre, în urma pocăinței noastre naționale, mă rog, Domnului, nimeni să nu scape. Nimeni corupt din națiunea asta să nu scape. Să curățească România. Trec mai departe, la punctul 3 și închei. Știți care este cel mai important marș? Și aici vine vorba despre iubitul nostru, Iisus Hristos, pe care l-am pomenit de atâtea ori în predicazzi. Cel mai important marș dintre toate este marșul spre Cruce. Dar marșul spre Cruce, este și marșul vieții tale. Și că Biblia zice Am fost ce? Răstignit împreună cu Hristos Știi că și tu trebuie să mergi pe același traseu? Nu răstignirea ta îți va aduce mântuirea Ci răstignirea lui Hristos îți va aduce mântuirea Dar firea ta trebuie răstignită și ea Păcatele tale trebuie răstignite și ele Trebuie să te pocăiești Poporule, ca să ai parte de revigorare, trebuie să mergi spre cruce. Vor începe piedicile. Zice Luca 9, dă te rog frumos, Luca 9, 52 și 53. A trimis? Da? Așteptăm Luca 9, 52 și 53. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să îi pregătească un loc de găzduit. Dar ei, Ce? nu l-au primit pentru că, fiți atenți, subliniați în Bibliile voastre, dar ei nu l-au primit pentru că Isus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Știți unde se ducea Isus? Să moară. ce nu l-au primit, pentru că era un pericol. Era un pericol pentru lumea spirituală. Vreau să vă spun ceva. Întotdeauna când te duci spre cruce să fii răstignit, toți din jurul tău care nu s-a lui Hristos vor urla contra ta. Zice, nu l-au primit în casele lor. S-ar putea să te dea afară soțul, soția, s-ar putea să nu mai dormi cu soțul tău în pat, s-ar putea să nu mai dormi cu soția ta în pat. Știi de ce? Pentru că tu mergi să fii răstignit cu Hristos. Și ascultați-mă, asta o să vă coste. Nu vă așteptați să mergeți, să iasă înaintea voastră cu petale de trandafir, soția care nu crede în Dumnezeu, soțul care nu crede în Dumnezeu, să te aștepte când soțul a rămas acasă și tu vii la biserică, să te aștepte soțul așa, cu romantic, cu lumânarea, cu măsuța, cu fripturica de vită, cu sare ca salt baie, să-ți facă așa cu sarea, să te ambrațe, să te pupe. Nu! Că el a rămas la Dumnezeul lui care este dracu Și tu ai venit la Dumnezeul tău care este Hristos Glorificat să fie el Și cei doi sunt în conflict Nu te aștepta Să te primească samaritenii în casele lor Și să zică O, mergi să mor pentru păcatele lumii O, tu omule Mergi să fii răstignit împreună cu Hristos vin în casa noastră Hai să-ți dăm ceva de băut Da, o să-ți dea ceva de băut Dar o să-ți dea ba Țuiculiță și șpriț și dacă nu accepți țuica și șprițul, au altceva. Oțet, cum i-a dat lui Isus pe cruce. Oțet, cum i-a dat lui Isus pe cruce. Nu te aștepta să fii primit bine. Nu vă așteptați noi care chemăm oamenii la răstignire, la răstignirea firii să fim primiți bine și vorbiți bine. Și nu uitați, cum spune apostolul Pavel, știu că între voi s-au infiltrat lupii răpitori. Cel mai mare Dezastrul fac ăștia infiltrați. Ce cauți la Toni? Ce cauți la Profides? Sunt infiltrații diavolului. Pentru că diavolul știe că aici oamenii mor împreună cu Hristos. Ce firea lor e răstignit. Când mai sunteți întrebați ce căutați la Profides, spuneți-i așa, spuneți-le așa, caut să-mi răstignesc firea. Acolo sunt îndemnat să-mi pironesc firea alături de Hristos. Vă mai spun ceva, Hai să ne uităm în continuare Matei 21 dă te rog frumos De la 10 Zice așa Când a intrat în Ierusalim Toată cetatea s-a pus în mișcare Și fiecare zicea Cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei Răspundeau noroadele Isus a intrat în templul lui Dumnezeu A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis, este scris, casa mea, ce? Se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Oameni buni, tâlharii vor urla întotdeauna împotriva caselor de rugăciune. Nu-i lăsați pe tâlhar să vă fure pacea. Mi-a plăcut un, un pastor, un preot catolic, sau reformat era, nu mai știu exact ce era, spunea, nu Titus Romanul a dărâmat Templul din Ierusalim, ci Dumnezeu l-a dărâmat. Pentru că Isus Hristos a intrat în Templu și a zis, asta nu mai e Templul lui Dumnezeu, asta e o peșteră de tâlhari. Și cel care a dărâmat prin Titus Templu a fost însuși Dumnezeu, care a făcut curat. Eu mă rog ca Dumnezeu să facă curat în lucrarea asta. Și mă rog ca Dumnezeu să facă curat în viețile tuturor celor care hulesc lucrarea asta. Și aș vrea să se cerceteze și îl rog pe Isus să cerceteze orice lucrare. Și acolo unde găsești o peșteră de tâlhari, acolo să scoată biciu și acolo să dărâme piatră cu piatră. Amin? Poți să spui amin? Amin. Îl rog pe Iisus Hristos să intre în fiecare biserică din România. Că e ortodoxă, că e penticostală, că e baptistă, că e catolică, că e creștin după Evanghelie, că e independentă. Mă rog să intre în fiecare biserică. Și unde nu găsești o casă de rugăciune, să scoată biciul mai întâi, să le dărâme mesele și apoi să dărâme piatră cu piatră. Doamne, fă curat printre biserici. Marșul tău printre biserici. Și fiți atenți. Versetul 14 Era un marș, era marșul lui Isus De intrare în Ierusalim Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu Și i-a vindecat Domnul să vindece orbi și șchiopi și aici, amin? Dar preoții Vedeți, religioși, religioși din templul ăla fariseic dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând, Osana, fiul lui David, ce s-a întâmplat, oameni buni? Citiți voi, vă rog. Se vor umple unii de mânie că vom striga pe străzi Osana fiului David. Aduceți-mi aminte să strig pe străzile Bucureștiului Osana fiului David. Osana Iisus Hristos. Osana Iisuse Hristos. Lăudat și glorificați să fie numele tău. Se vor mânia mulți că vom ieși pe străzi să-L onorăm pe Iisus. S-au mâniat și atunci. Și vreau să vă spun un lucru. Primii care s-au mâniat nu au fost oamenii din popor, ci au fost religioși. Mă auziți? Religioși se vor tulbura. Cine e Tony? Cine e Tony să facă marșul ăsta? Cine e Tony să vă ducă, să vă adune? Au fost pastori. Și la marșul trecut. Și pe Național Arena care au interzis bisericilor lor să iasă. Doamne, iartă-le păcatul dacă mai este cu putință. Pentru că este vremea să ieșim din orice localitate și să ne adunăm, să ne smerim și să ne plângem păcatele ca Dumnezeu să ne ierte. Este vremea aceasta. Se vor mânia că vom striga pe străzi, dar le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și lăsându-i, a ieșit din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Isuse, nu ieși din București. Nu te întrista pe noi, Isuse. Rămâi în București, rămâi în România. Noi vom lăuda numele tău și vom căuta fața ta până în veșnici. Rămâi în România, Isuse. Nu ne lăsa, Dumnezeule, pradă unui cutremur. Nu ne lăsa pradă inundaților, cum am văzut prin alte țări. Nu ne lăsa pradă războiului cum avem la graniță. Nu ne lăsa pradă de străbălări. Nu ne lăsa pradă drogurilor. Ne-am săturat să ne fie uciși copiii pe străzi. Nu ne lăsa pradă de străbălării sexuale care schilodește copiii de la vârste fragedă. Fragede, nu ne lăsa Iisuse. Rămâi cu noi și îți promitem că vom striga o sana fiului David până în veșnicie. Îți promitem că te vom iubi și că vom dori din toată inima ca această casă să fie o casă de rugăciune și nu o peșteră de tâlhari. Scoate biciu. Scoate biciu. De vreo masă de dărâmat, de vreo masă a diavolului de dărâmat, de vreo masă la care ne hrănim, masa numită Facebook, Instagram, TikTok, Google, deștergem istoricul la Google. De ne-am umplut laptopurile de pornografie și de străbălare De ne-am umplut gurile cu mâncarea diavolului, cu vorbe stricate Dă rămâne mesele Dă rămâne mesele, Iisuse Și fă-ne curați și fă-ne sfinți Nu uitați un aspect Zice că au ieșit îmbrăcați în podoabe sfinte Și lăudându-L pe Dumnezeu Dumnezeu atunci a declanșat învingerea dușmanului Dragi români, ieșiți la marș îmbrăcați în podoabe sfinte. Și vă mai zic ceva, ieșiți întotdeauna la război, îmbrăcați în podoabe sfinte. Nu vă luptați contra dracilor în aceleași haine pe care le port draci, le poartă draci. Ieșiți la război, îmbrăcați în podoabe sfinte. Hai să ne ridicăm în picioare. Și vreau să ne rugăm. Aș vrea să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să ne dea biruință în toate războaiele spirituale în care vom intra. De ieși înaintea dușmanului care ți atacă soțul. De ieși înaintea dușmanului care ți atacă soția. De ieși înaintea dușmanului care ți atacă fiul sau fica. De ieși înaintea dușmanului care ți atacă păstorul. De ieși înaintea dușmanului care ți atacă biserica. De ieși înaintea dușmanului care ți atacă națiunea ieși plin de încredere, îmbrăcat în post și în rugăciune, în unitate cu frații tăi. Ești și laudă-l pe Dumnezeu dintr-o inimă curată și așteaptă biruința lui. O dă biruință în casele noastre, amen. Dar mai întâi să ne dai în casele noastre, dă biruință în trupurile noastre, dă biruințe în mințile noastre, dă biruințe în sufletele noastre. Dă-ne biruințe în locul în care ne-ai așezat La muncă sau în casele noastre Dă-ne biruință pe stradă Și dă-ne biruință în mijlocul națiunii noastre Fii cu noi, Iisuse Hristos Fii cu noi Te iubim, te adorăm Și îți mulțumim pentru tot ce faci cu noi și prin noi Te iubim, Iisuse Amin Amin